Otilia Bilionera s-a logodit din nou și sperăm că de data aceasta va fi cu noroc să ne amintim că vedeta a mai fost la un pas de căsătorie, dar totul s-a încheiat din cauza geloziei duse la extrem. Nu sunt pregătită încă să am o relație, știi, foarte stabilă, pentru că mai am multe de făcut, eu așa simt. Și un bărbat îți ia din energie, te ține pe loc. Întotdeauna a fost așa. Otilia, Otilia, păi ce ne facem noi cu tine? Într-o zi ne spui că ești pregătită pentru o relație și în alta ești cerută de soție. N-ai ce să mai înțelegem? Oricum ar fi, îți dorim să ai parte de o căsătorie reușită, căci un moment ca acesta schimbă total cursul unei relații. Dar să revenim la momentul pe care orice femeie îl așteaptă cu sufletul la gură. La aniversarea celor 27 de ani, iubitul ei s-a gândit să o ceară de soție. Și, încântată nevoie mare, Otilia a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri. Totul s-a petrecut într-un cadru foarte romantic, în vacanța pe care cei doi o petrec în Turcia. Am spus da și la mulți ani mie. Iubire, tot ce este mai bun din viața mea. Cel care o va duce în fața altarului este un tânăr om de afaceri, de origine arabă, pe care Otilia încearcă cu disperare să-l țină cât mai departe de ochii lumii. Mai ales că, în urmă cu puțin timp, s-a despărțit de iubitul, care este vedetă în Turcia. Tocmai te-ai foarte logodnit cu tău și... Și? Încerc să-ți refaci viața? Nu încerc să-mi refac viața, încerc să ies, să mă simt bine, să cunosc lume. Da, să nu fie turc. La momentul respectiv, artista avea de spus numai cuvinte grele despre bărbatul care până nu demult o ducea pe culmile fericirii. Iubitul meu făcea triste de gelozie și când mergeam la concerte. Turc, tot turc e, orice ar fi. Mai devreme sau mai târziu. Nu cred că ai zis asta. Iese turcul din el, înțelegi? Iese gelozia din el. Oricât la început se prefac că ai libertate, te îmbraci cu ce vrei, după aia nu, iese turcul din el, n-ai ce să-i faci. După ce relația devine serioasă, încearcă să te acapareze. Și cum după nori apare soarele, iată că Otilia a reușit ca prin minune să treacă peste această relație toxică și să intre într-una potrivită.